Bună, ce faceți? Cum sunteți? Am zis că revin cu acest challenge, este vorba de Flake Challenge. Am văzut la mai multe persoane care susțin că această ciocolată Flake nu se topește. Ce am să fac eu acum să dovedesc chestia asta? Am să pun această ciocolată simplă și această ciocolată de la Flake în cuptorul cu microunde pentru un minut și jumătate, să vedem dacă este așa. Flake Challenge, check! Am luat această ciocolată simplă și flake-ul. Să vedem. Acum am să pun la cuptorul cu microunde un minut și jumătate. Să vedem ce o să iasă. Chiar sunt curioasă. Ei susțin mult și bine că această ciocolată flake nu se topește. Vedem acum. 30, un minut, un minut jumătate. Mă vedeți? Ioi, ce drăguț! Nu am să opresc camera deoarece vreau să prind procesul întreg. Să vedem, să vedem ce o să iasă. Bam. Și ce mai faceți? Cum sunteți? Sunteți bine, sănătoși? Ioi! Para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesită. Îmi pare rău că nu se vede prin acest gemuleț. Și mai avem 53 de secunde, 52, 51, 50, 49. Hai că nu durează chiar așa de mult. Sper că nu v-am plictisit. Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți și dacă aveți posibilitatea să cumpărați ciocolata Flake, poate ar trebui să faceți și voi challenge-ul, să vedeți dacă este adevărat sau nu. 33, 32, ioi! Abia aștept să văd dacă este adevărat într-adevăr. Am să pun video și pe TikTok, dar acolo am decât un minut și trebuie să opresc video. Nu pot să țin în continuu un minut jumate, din păcate. Ar trebui să facă ăștia mai mult timp la TikTok. Ioi! Ce pe numărătoare inversă. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ioi! Sunt foarte curioasă să vedem. La-da! Ok. Ciocolata de la Cadbury simplă pare că s-ar fi topit. Da, într-adevăr. Este fleașcă. Ok. Iar acum să vedem flake-ul. Da, nu s-a topit. Deci este intact. S-a încălzit foarte puțin, dar uitați diferența. Flake challenge, check!